Și acum o să spun ceva, că un lucru pe care probabil puțini oameni îl știu. Mie mi l-a dezvăluit un om care a lucrat într-o instituție a statului care s-a ocupat de mafia lui Mazăre și care mi-a spus cu mulți ani în urmă că nu găsește averea lui Mazăre. Și am întrebat, cum dom'le să nu găsești? Că omul ăsta lua procent, da? Orice autorizație de la primărie, se știe în Constanța, era un procent către... Și a folosit interpuși, a cumpărat hoteluri pe numele unor oameni, a cumpărat terenuri pe Madagascar, dar unde sunt banii, restul banilor? Și omul respectiv mi-a spus că Mazăre este cel care a patentat în România metoda folosită mai târziu de Darius Vâlcov, și anume acela de a cumpăra cu banii respectiv pentru a-i spăla diverse obiecte de artă, lingouri de aur, tablouri și așa mai departe, plus proprietăți pe numele unor interpuși, astfel încât dacă el este luat la bani mărunți, Mazăre să spună am 100.000 de euro în seif, îi justific prin niște dividende luate acum 10 ani, în rest n-am nimic pe numele meu, iar toate bunurile sunt ascunse, îngropate sau... ascunse în pereți, cum făcea Darius Vâlcov. Da? Vreau...